18 aprilie. Educație echilibrată. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Daniel 11:32. Fiecare elev trebuie să fie pe deplin conștientizat de faptul că educația sa constituie un eșec. Dacă prin aceasta intelectul lui nu este antrenat să se sesizeze și să înțeleagă adevărurile profunde ale revelației divine și dacă inima sa ajunge incapabilă să accepte învățăturile Evangheliei. Elevul care este preocupat de idei lipsite de valoare și permite ca atenția și timpul să-i fie absorbite de lucruri obișnuite și banale, în locul principiilor vaste ale cuvântului lui Dumnezeu, va constata în cele din urmă o lipsă de dezvoltare și o insuficiență a intelectului. El și-a pierdut puterea de a crește. Mintea trebuie să fie în așa fel formată, încât să dobândească abilitatea de a înțelege în mod cuprinzător adevărurile importante ale vieții veșnice. Review and Herald, 11 noiembrie 1909. Adevărata știință a educației. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Psalmii 18:30. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă o unitate în diversitate, asemenea ramurilor adevăratei vițe. În paginile lui există o unitate perfectă, supraomenească și tainică. El conține înțelepciunea divină, care reprezintă temelia adevăratei educații, dar această carte a fost tratată cu indiferență. Acum mai mult ca oricând înainte, avem nevoie să înțelegem adevărata știință a educației. Dacă vom da greș în acest domeniu, nu vom avea niciodată un loc în împărăția lui Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu, Ioan 17:3. Dacă acesta este echivalentul cerului, oare educația noastră nu va fi astfel coordonată încât să atingă aceleași obiective? Minte, caracter și personalitate, volumul 1, pagina 53.